Întotdeauna când suntem confruntați cu o situație nouă, ne întrebăm ce -o mai fi și asta, o fi bine, o fi rău. Ați observat când a venit Samuel pentru ungerea lui David în locul acela, bătrânii cetății au alergat înspăimântați în fața lui. Ce vestește venirea ta? Aceste lucruri, într-adevăr, sunt legitime când e vorba de viața aceasta și de oamenii, de societatea din jurul nostru și de noi înșine. Dar când este vorba de însuși Domnul în prezența Lui, nu poate fi decât orice dar bun și desăvârșit care se coboară de sus ca să dea oamenilor lumină, de la Tatăl Luminilor. Și astăzi El împlinește din nou făgăduința prezenței Lui în și prin cuvântul Său și promite să ne lumineze sufletele. Iluminarea pe care o încăpăta astăzi are menirea să ne încurajeze și să ne împuternicească pe noi în lupta aceasta a vieții, în fața provocărilor de tot felul cu care suntem confruntați. E mare diferență când știi ce ai de făcut și de ce faci ce faci. Față de atunci când nu știi ce ai de făcut, nu știi încotro nu știi ce va fi, ce vestește ziua de astăzi sau cea de mâine. Domnul vrea ca sufletul nostru să fie luminat în această privință, să răspundem cum a răspuns Pavel, fac un singur lucru, să știm cum a știut Ioan Botezătorul, uite, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, să răspundem cum a răspuns Isus. eu pentru aceasta am venit ca să mărturisesc despre adevăr. Adică e clar lucrul acesta, știu de unde am venit, știu unde merg, știu unde alerg, spune Pavel, știu ce am de făcut. Aceasta este rugăciunea noastră, Tată Ceresc, ca astăzi să ne înveți căile tale în lupta vieții, așa după cum ai promis în salm, că tu deprinzi mâinile noastre la lupta împotriva răului și degetele noastre la bătălia împotriva lui. Rămână prezența ta cu noi prin Duhul Sfânt. Amin. Ne-am întrebat vreodată de ce, pur și simplu, Cuvântul lui Dumnezeu ne supune pe noi unor lucruri care nu numai că sunt împotriva naturii, dar sunt literalmente neomenești. Inuman, aș spune. Uman este normal, este uh, egal de o parte și de alta. Asta înseamnă uman. Uh, dar uh, inuman. Înseamnă mai jos decât uh, uman, și ceea ce ne cere nou Cuvântul lui Dumnezeu este cumva împotriva naturii noastre uh, lucruri ca acestea, să iubești pe vrăjmașul tău. Pff, am înțeles să nu-l omor, dar să, să iubești pe vrăjmașul tău, să binecuvânți pe cel ce te blestemă bine că nu-l și eu, sau să binecuvânți pe acesta, să faci bine omul care te urăște. Să te rogi pentru cel care te prigonește și pentru cel care te bazjocorește? Nu sunt acestea împotriva naturii? Nu este inuman pur și simplu să supui pe cineva la așa ceva? Departe de Dumnezeu așa ceva. Nu, nu numai că nu este inuman, abia aceasta este uman. Aceasta înseamnă a fi om. Atunci când suntem în acești parametrii, se poate spune despre noi ca ființe umane, iată o ființă umană un eco al cuvintelor pe care le-am auzit și care răsună în istorie, iată omul. Iată o ființă umană după chipul omului. Mergem așa, dar în Evanghelia după Matei, la capitolul 5. Și întrebarea care se ridică înaintea ochilor noștri și a sufletului nostru este legată tocmai de seriozitatea și de autenticitatea vieții noastre și a cuvintelor pe care le spunem sau le exprimăm, e adevărat ce spunem sau e doar o vorbă? Cum a zis un pastor, nu trebuia să treci la împlinirea ce am spus. și a fost doar o predică, da. Este, e ceva adevărat se poate spune despre rugăciunea mea și a ta cuvântul lui Dumnezeu e adevăr în gura ta ce ai spus și ce ai cerut lui Dumnezeu este adevărat este autentic, este real, sau ai cerut una, dar vrei alta, spui că vrei să mergi undeva, dar urmărești altceva, această dublură a ființei noastre. Noi stăm în fața aceluia înaintea căruia totul este gol și descoperit. Și când spune cuvântul lui Dumnezeu totul este gol și descoperit, se referă în primul rând la lucrurile ascunse. Ale ființei noastre, nevăzute de ochiul firesc sau biologic, neînțelese de mintea umană, nepercepute literalmente, dar deschise ca o carte în fața lui Dumnezeu. Ce este, de fapt, în sufletul nostru în momentul în care un anume cuvânt este exprimat? Care este obiectivul lui Dumnezeu? Ce urmărește Dumnezeu? când ne spune nouă acest lucru. Trăim într-o lume care se declară mai mult sau mai puțin fericită. Cei mai mulți nefericiți. Există chiar un studiu care se face anual, gradul de fericire al cetățenilor din diverse țări. De curând a ieșit o insulă cu cei mai fericiți oameni, proporția așa, țările nordice și altele, gradul de fericire. Dar atunci când sufletul nostru se consideră nefericit, întrebarea nu este dacă sunt sau nu sunt fericit cu adevărat, ci dacă știu ce înseamnă aceea fericire. Asta, ar fi, asta este lucru autentic. Vrei să știi ce înseamnă? Spui că ești nefericit? Sau spui că ești fericit? Bun, se ridică întrebarea. Ce este fericirea? Și atunci... Uh, Funcție de definiția pe care o acceptăm și pe care în care credem, în funcție de aceasta ne declarăm fericiți sau nefericiți. Păi eu cred că un om fericit ar trebui să fie așa, unul așa. Uh, nu, nu este cazul să luăm acest spectru de definiții de la noi, oamenii. Și este bine să mergem la izvor și să întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, dă-ne tu nouă definiția unui om fericit ca să știu dacă eu un mod autentic caut fericirea. Pentru că după ce uh, cuvântul lui Dumnezeu ne va da definiția fericirii, atunci se ridică întrebarea, mai vrei să fii fericit? Nu aș mai vrea să fiu fericit. Uh, Iacov și Ioan, uh, cu ajutorul mamei lor, uh, vor să fie la dreapta și la stânga lui Isus. Isus spune, Uh, Într-o ocazie, voi știți sigur ce cereți, adică vă este clar și, da, hotărât, suntem gata să bem paharul care vă să orice, dar și în momentul când Isus era pe cruce și în dreapta și în stânga erau uh, doi telhari. Cred că dacă aș fi fost ca ei, când aș fi privit acolo și aș fi văzut cine e la dreapta și la stânga, m-aș fi uitat la fratele -me, meu, mă, mătu mai vrei să fii la dreapta, eu nu mai vreau, nici eu. Adică cerem, dar ce cerem? Și la fel este aici, când Dumnezeu ne-ar da nouă definiția fericirii, se ridică întrebarea, mai vrei să fii fericit? Păi uite, aici în capitolul 5 din Evanghelia după Matei spune ferice de cei săraci în duh, de oamenii care simt lipsa, au setea, au dorința aceasta pentru cele duhovnicești. Păi când pe Cineva nu interesează așa ceva, te întreabă Dumnezeu, mai vrei să fii fericit? Este fericit acela care trăiește această sete permanentă pe care o potolește cuvântul lui Dumnezeu ca să creeze o sete și mai înaltă, pentru ceva și mai frumos. Oh, Nu mă interesează lucrurile astea cu. pentru mine nu. Eu mă ocup de cele canale, de. am, am o altă. Păi, în cazul ăsta, nu mai poți să spui că vrei să fii fericit ai o definiție proprie a fericirii. Și sigur că un om va trăi în funcție de definiția pe care și-a ales-o. Dar nu există siguranță pe pământ, nu există niciun bine în afară de marele bine. Binele este unul singur, a spus Mântuitorul nostru. Bine, ferice de cei ce plâng, dar nu, nu, eu vreau să mă simt bine totdeauna vreau să gândesc pozitiv, cu plânsul, cu astea, cu regrete, eu nu mă ocup cu așa ceva. Pe bine, aceasta e definiția fericirii. Vei vedea că în final, chiar dacă lucrul acesta apare ca o nefericire, ați da seama de răul din viață, a deplânge o situație sau alta, un răspuns sau o reacție pe care ai avut-o într-o anumită situație, a deplânge așa ceva, se numește fericire. Ți-ai dat seama și a doua oră nu ești pe aici definiția fericirii contează foarte mult și continuă capitolul acesta. Cei flămânzi și însetați după neprihănire, cei milostivi, cei cu inima curată, cei batjocoriți din cauza numelui meu și toate, toate caracteristicile sau elementele componente ale definiției fericirii și te întreabă Dumnezeu, aceasta e fericirea în definiția lui Dumnezeu. Acum, după ce ai văzut definiția aceasta, te întreabă: mai vrei să fii fericit? Și probabil cei mai mulți oameni vor refuza fericirea așa cum a definit-o Dumnezeu și vor căuta fericirea așa cum o înțeleg și o cred ei. Sigur, drumul nu duce la aceeași destinație, e lucru clar. A, ce, -am, ce am dorit și ce doresc să învățăm uh, din, uh, din cuvintele acestea pe care le găsim aici autenticitatea și buna intenție a sufletului nostru. Dumnezeu, ești interesat cu adevărat de lucrul acesta? Da. Uite în ce constă lucrul acesta. Și în momentul în care un om vede în ce constă, din clipa aceea, răspunde da sau nu. Nu e totul să înțelegi definiția sau adevărul despre un lucru. Ați văzut bine cum. cât de supărat a plecat în Oră bogat. de acolo. El a plecat foarte întristat din fața lui Isus parcă e de neînțeles în Biblie. Auziți, el a plecat întristat pentru că avea multe bogății. Păi da, cine are multe bogății nu e întristat, este chiar bucuros să uită de sus la alții, se laudă, pune asemenea lui Haman, uite strălucirea mea. Și... Când aici a plecat supărat că avea bogății, auzi, e de neînțeles. Și totuși e de înțeles. Ați observat că el vine și afirmă foarte serios. Ce bine să fac ca să moștenez viața veșnică. E clar lucrul acesta. Iisus îi spune, uite, îți dau, defini vrei definiția, vrei adevărul? Vreau adevărul, sigur că da. Dar eu nu, nu am pace, nu am liniște degeaba, am că n-am, până la urmă. Bine, uite, dacă vrei lucrul acesta cu adevărat, iată calea. Și Biblia spune, când a auzit care este calea. Și calea nu era adute și ce ai cum am vorbit noi așa, păcătoșește, firește, calea era vină după mine. Aceasta era calea, aceasta însemna viața veșnică. În momentul în care a auzit așa ceva, lui nu i-a mai trebuit această viață veșnică. Tot îi trebuia viața veșnică, dar el vroia să o caute pe o altă cale. Cea personală. Cumva. Am plătit el o definiție, o cum ar fi idealul lui? Și fiecare om are în minte un astfel de ideal, dar acesta nu înseamnă idealul. E un ideal, este un, un produs al imaginației noastre, este o uh, gândire inspirată de dorințele noastre, ce am vrea să fie, dar care nu se verifică în realitate. În realitate, răspunsul Mântuitorului este: iată drumul ăsta, mergi pe el, vrei, vrei lucrul ăsta, da, pe aici aceasta trebuie să faci. Uite ce trebuie să faci. Și când răspunde Dumnezeu la ceva, nu rămâne loc de negociat, nu rămâne alternativă, nu rămâne variantă, ci principiul dumnezeesc al adevărului este că un lucru adevărat, adevărat este exprimat de Dumnezeu și este un adevăr permanent care, pentru pentru eternitate și pretutindeni și în orice împrejurare rămâne valabil. Nu i-a mai trebuit. Și la fel se ridică întrebarea pentru oamenii care declară nefericire pe pământul acesta. Ai vrea să fii fericit? Da? Ce este fericirea? Nu știi. Sau Da, vrei să înveți lucrul acesta? Vrei să înțelegi? Întreabă Iacob. Vrei? Nu e vorba de poți. Vrei să înțelegi? Da? Bun. uite, uite ce înseamnă fericire. Definiția ferice de. Bun. Întrebare, mai vrei să fii fericit? Unul pleacă întristat, nu mai vrea să fie fericit. Atunci nu înseamnă că ești nefericit. Înseamnă că nu dorești fericirea. Nu vrei lucrul acesta și alegi altceva. Dragii mei, există în spatele fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu ceea ce a spus Maria. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Nu. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu. Vă mă mărturisesc lucrul acesta după o viață. Și nu e vorba de o putere statică, ci este vorba de o putere care pulsează în același cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl revăd după 50 de ani și l-am văzut de atâtea ori în drum, puterea lui continuă să crească și să pulseze și să fie nouă ca un izvor. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. În sensul acesta, vom merge împreună la ceea ce scrie în versetul 21 din capitolul uh, 5. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun, oricine se mânie, oricine urăște. Dar de ce, Doamne? Care este. Uh, cum adică să nu mă mâni? Păi, dacă este ceva care mă. Literalmente mă mânie și, și așa este. Cum să nu urăsc uh, un lucru sau altul? Nu. Este vorba uh, de a face distinția aceasta clară. Aici scriptura spune, uh, oricine va zice fratelui său sau se mânie pe fratele său, nu pe fapta fratelui său. Asta este uh, e separat, e distinct lucrul acesta. Dar de ce, Doamne, de ce așa ceva? Vrei definiția autentică? Da. Aceasta aș vrea, și după ce îți va da bunul Dumnezeu definiția autentică, mai vrei să mergi pe calea aceasta? Aceste întrebări trebuie să rămână cu noi uh, cu această ocazie. Da. Uite care este motivul. Dumnezeu vrea ca tu să rupi puterea păcatului înainte ca ea să se declanșeze. Curmă cearta până nu începe. După ce a început, este ca ruperea unui dig sau a unui baraj, inundează orașe. Ați văzut ce nenorociri se întâmplă dintr-o ceartă, din ura dintre doi șefi de stat sau din ura din familie între soț și soție copiii sunt victime și ceilalți și dintr-o biserică și dintr-o... previn acest lucru. Acesta e marele principiu al lui Dumnezeu. Vrei să... Întrebare este vrei să capeți biruința asupra acestui lucru? Da, aș, aș dori să capăt biruința. Bun. Curmă lucrul acesta și atacă la nivelul minții. Până când acesta... Până să cuvântul să fie exprimat sau trimis în lume, să nu mai discutăm de acțiune. Dacă vrei cu adevărat, deci nu, nu gândi asupra acestui lucru. De obicei, noi ne orientăm ce să facem și ce să nu facem. Să nu face așa, să face așa. Nu, Mântuitorul mută total religia faptelor sau a face, o mută în domeniul minții, al gândirii, al simțirii, al trăirii noastre. Și atunci tu trebuie să scoți sabia Duhului împotriva unui gând de ură, nu împotriva unei crime. Nu. Împotriva unui gând de ură care se ridică în mintea și sufletul tău. Nu trebuie să-i dai nicio șansă să trăiască acestuia. Cum s-a născut, trebuie zdrobit gândul cel rău, gândul de ură împotriva cuiva. Nici o clipă nu trebuie negociat cu el, discutat cu el, conlocuit cu așa ceva, dat timp să-mi revin peste două, trei zile. Nu, în clipa aceasta. În clipa aceea, spune nici niciun cuvânt stricat să nu vă iasă pe buze, dacă într-adevăr ai înțeles chemarea lui Dumnezeu și vrei cu adevărat lucrul acesta, vei interveni asupra gândului tău, dacă vrei cu adevărat. Dacă nu vrei cu adevărat, dacă simți sete de răzbunare, dacă vrei să faci răul cu orice chip, atunci vei lăsa gândul acesta să însămânțeze, să Iasă și să aducă această recoltă de nenorocire. Ați auzit că s-a spus celor din vechime. Așa că, uite, te învăț ceva, spune Domnul. Scriu să nu se întâmple așa ceva, dar s-a întâmplat deja. Deja, uite, am vorbit de cineva, am făcut un lucru care nu trebuia. Ce să fac? Fii atent, te învăț altceva. E pasul 2. Primul best, cel mai bine ar fi fost dacă aici în mintea ta ai fi curmat acel gând din naștere. Mânia în oamenii cei buni, spune poetul Vasile Militaru, se naște moartă. Asta este, aceasta este definiția biruinței pe care o dă Domnul. Cea pe care o dăm noi diferă puțin. Dar dacă însă s-a întâmplat, vă scriu să nu se întâmplă, dacă s-a întâmplat, Uite, aia a doua etapă. Știi pentru ce mai este biserica? Între altele, când tu vii la biserică și îți aduci darul tău pentru lucrările care sunt acolo, pentru ce se întâmplă, când vii acolo, uh, Lucrul acesta are o dimensiune spirituală, nu financiară, o tranzacție economică. Are o dimensiune spirituală. Tu trebuie să-ți cercetezi sufletul înainte de a da darul tău. Nu e vorba că am contribuit cu atâta, astea sunt contribuții. Și la primărie contribuim și la. Nu. E tu, tu, darul tău pe care îl aduci este un prilej ca tu să-ți cercetezi sufletul. Și tu spui așa. Vreau să aduc darul ăsta lui Dumnezeu. Dar nu e vorba de doi bănuți sau nouă bănuți. Este vorba ce fel de suflet este în spatele acestui dar, cu ce fel de inimă dau darul acesta. Iisus nu se uita cât de deau, ci cum de deau. Așa scrie Evanghelia. Atunci și dacă tu ți-aduci aminte, când ești acolo, te pomenești odată că ți-aduci aminte de ceea ce ai spus și n-ar fi trebuit să spui. De ceea ce ai făcut și n-ar fi trebuit să faci. Îți aduci aminte, vezi că lipsește cineva de acolo? Și nu cumva lipsește din cauza mea. Nu cumva am făcut lucrul acesta. Nu cumva am zis ceva undeva care sunt. Dacă îți vine în minte așa ceva, e lucrarea Duhului Sfânt. Înainte de a da darul tău la altar, spune Sfânta Scriptură, și ți-a venit în minte lucrul ăsta, te cercetează Duhului Dumnezeu ca tu să poți da darul tău în așa fel că să fie primit de Dumnezeu. Să vi se audă glasul sus, spune Isaia, când postiți. Nu să audă adunarea că ai postiți sau familia sau și să vi se audă glasul sus înseamnă mult. Atunci, dacă tu chiar vrei lucrul acesta, lasă darul, păstrează-l la acolo, plicul tău sau lucru, lucrul tău sau predica ta sau ce ai, tu lasă darul acolo, du-te întâi de împacăte cu fratele tău, apoi vine și dus darul și va fi primit înaintea lui Dumnezeu. Altfel, Dumnezeu nu poate primi din mâna voastră, spune Maleachi în cartea lui, Dumnezeu nu poate primi așa ceva din mâna voastră, din cauza că sufletul este bolnav și obiectivul darurilor pe care noi le aducem lui Dumnezeu este însănătoșirea sufletului, obiectivul primordial. Apoi discutăm de tranzacția economică, cea din tâi, lucrarea lui Dumnezeu este însănătoșirea sufletului și specific aici este însănătoșirea relațiilor dintre noi. Vă puteți da seama, noi facem, numim colectă, așa, strângem daruri de fiecare dată când venim la biserică, strângem daruri fiecare dăm. Vă puteți da seama cum ar arăta biserica noastră dacă noi am dat darurile acestea nu la biserică, ci le-am dat lui Dumnezeu? Când îți aduci darul la altar, altar înseamnă al lui Dumnezeu, nu înseamnă colectă sau la biserică. Vă puteți da seama dacă fiecare s-ar cerceta pe sine? Păi eu cred că în momentul când s-ar anunța, uite, acum o să strângem darul, eu cred că s-ar goli biserica, în primul rând. Cred că s-ar goli toată lumea ar pleca, eu cred că predicatorul n-ar mai fi acolo, dar numai cine ține predica? Nu, azi nu ține nimeni nicio predică. Predica de astăzi este liniște, tăcere totală, e plecat predicatorul acolo unde știe că a făcut un rău săptămâna aceasta și vrea să îndrepte cuvântul acela pe care l a zis sau fapta aceea pe care a zis-o sau vine pe platformă și spune, asemenea, unor cazuri pe care le-am cunoscut noi, uh, uh, uitați cine sunt eu de fapt. Uh, am fost aici, am slujit aici, dar de fapt eu mai am încă o viață mai și vă spun la revedere, aceasta e ultima predică pe care o țin. Bună ziua și la revedere! Uh, aceasta, aceste obiectivul lui Dumnezeu și întrebarea pe care a adresat-o Iisus omului de la scăldătoarea Betes, da. Se referă la autenticitate, la intenție, la realitate a rugăciunii și a cererii tale. Chiar vrei să te faci sănătos? Sau te-ai învățat așa și rămâi membru la biserică, rămâi 38 de ani, a rămas acolo el membru la bătesc, dar fără nicio schimbare. Chiar vrei să te faci sănătos? Este o intenție autentică, profundă, te i sătura de rău și dorești binele de întotdeauna. Chiar vrei lucrul acesta? Aceasta a fost întrebarea foarte răscolitoare a Domnului Hristos. Închipuiți-vă ce s-ar întâmpla la fiecare colectă, la fiecare strângere de daruri, de ajutoare din biserica noastră, dacă am ține seamă de cuvântul lui Dumnezeu. Închipuiți-vă care ar fi calitatea vieții noastre personale și viață de biserică și de familie. Închipuiți-vă. Dacă înainte să te așezi la masă să mănânci mâncarea pe care a pregătit-o soția sau soțul sau părinții sau copii, ți-ai aduce aminte că ai făcut un lucru rău împotriva celui care ți-a pregătit mâncarea sau ai gândit rău sau ai fost necredincios. Sau... Dacă te-ai opri și ai zice, nu, nu mănânc și... Dacă în momentul în care ți-ar spune familia bun venit, ai spune păstrați o clipă bun venit, uite unde sunt eu, ți-ai ți -ai căuta vindecarea. Aceasta spune Mântuitorul nostru, chiar vrei să te vindeci, vrei să te faci sănătos? Aceasta, aceasta este intenția lui Dumnezeu în spatele slujbelor acestora care au, mai mult sau mai puțin, un aspect material. De fapt, lumea nevăzută este cea reală, noi nu umblăm prin vedere, ci prin credință, ce nu se vede, acela este real și rămâne, nu ce, nu e, ce este inexistent, ce nu se vede, este existent, dar nu se vede, partea duhovnicească, spirituală a ființei și a vieții noastre. Așa că, dacă ți-aduci darul alt, acesta este pasul al doilea, second best, Uh, cum ar numi englezul, al doilea bine suprem, aș zice, pe care îl are cuvântul lui Dumnezeu. Dar lucrurile nu se opresc aici, ele continuă. Tu chiar dorești o viață morală curată? Chiar vrei să fii liber de orice fel de întinăciune, de murdărirea memoriei, a gândirii, a simțirii? Chiar vrei lucrul acesta? Da. Uite-te, învăț ceva. Fii atent. Când uh, în lume, în lume veți avea provocări de tot felul. Mergi într-un magazin, mergi pe stradă, mergi undeva. Apare o provocare de un fel sau de altul. În, în domeniul imoralității, navigăm într-o lume care se neacă în imoralitate. Oriunde. De la copilul din leagă. Am văzut cartea unui pastor, zice, n-am crezut că aș putea, David Jeremiah, n-am crezut că am să trăiesc să văd ziua asta a venit, este aici. Copiii sunt întâmpinați de cum vin în viață cu oferta fără de legea nenorocirii acestea. Iubiții mei, într-o lume ca aceasta ne întreabă bunul Dumnezeu, tu chiar tu vrei să trăiești o viață curată? Da, nu are importanță, uite, nu fără este alb ca zăpadă, într-o mocirlă. Nu are importanță uh, balta, și are importanță natura sufletului tău, tu chiar vrei să trăiești o viață curată, dar te înveți ceva, spune Dumnezeu. Uite, definiția curăției este, biruiește răul în mintea ta. Dacă vezi ceva, refuză să gândești răul. Aici. Nu vorbim de cuvinte, nu vorbim de gesturi, nu vorbim de sugestii. Nu. Aici. Acolo. Așa. Ai, acolo am mutat mântuitorul, chiar vrei să faci lucrul acesta. Dacă tu ești intenționat, dacă acesta este adevărul despre sufletul tău, vrei să trăiești această viață, atunci iată cum se face. Iată definiția. Și după ce ne dă definiția curăției sufletești, care presupune uh, gândurile cu care se hrănește mintea noastră sau sufletul nostru, după ce ne dă definiția aceasta, Domnul ne întreabă, acum, mai vrei să fii curat? Vrei să păstrezi o viață o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. După ce ți-am dat definiția aceasta și răspunsul este limpede. Lucrurile însă se cumva se agravează în, în bine și cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și spune, ați auzit că firește s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, era de fapt legea talionului aceasta la care face referire mântuitorul aici, era aplicată martorului mincinos, care a stat martor împotriva cuiva ca să-i scoată ochiul acelei persoane. Da, uite, eu sunt martor că omul ăsta i-a scos ochiul uh, vecinului meu cu un singur ochi. Și, și nu este așa, dar da, de ce ai stat martor? Păi am vrut să-i scoată ochiul lui omului acesta. Sfânta Scriptură spune că când s-a dovedit că este martor mincinos, să îi se facă acestui om ceea ce a intenționat el să facă celuilalt. Asta e adevărata lege a talionului. A fost luată simplist, oi pentru oi, dinte pentru Dinte. E într-un anume context acest lucru. Și ce-ar fi nedrept dacă unui s ar face ceea ce a vrut el să facă altcuiva. Am văzut chipul acesta complet desfigurat al omului care a avut o grenadă în mână pe care a vrut să o arunce asupra altor oameni și un ochitor din acesta, un lunetist, a tras cu arma direct în grenada lui când era mână și grenada a explodat în față și i-a distrus fața. Era grenada lui aceasta și uh, a explodat în fața lui. Uh, firește și pământește, uh, legea talionului este numai dreaptă. Uh, ce e nedrept în faptul că unui om uh, îi s-ar lua ochiul sau dintele când el a plănuit și a intenționat să facă așa ceva aproape lui lui? Dacă lucrul ăsta este bine ce plănuiești tu să, să faci împotriva aproape lui tău, atunci asta să fie făcuție. Nu, nu mi se pare nimic nedrept în așa ceva, deși suferința este cumplită și de abia atunci când omul suferă rău pe care a vrut să-l facă el altuia, când îl vede copi în copiii lui și când vede pe copilul lui suferind așa cum a făcut el să sufere copilul, abia atunci înțelege el ce rău este răul, ce amar lucru este să faci răul. Este ușor să faci răul cuiva când nu -l suferi, când nu suferi acest rău. Foarte ușor de făcut. Dar când, când, îl trăiești și îl suferi, David nu a gândit și nu a simțit la fel în dreptul Batșebei și a lui Urie, cum a simțit în dreptul ficei lui, lui, fiicei lui Tamar, când ea a căzut victimă, așa cum a căzut victimă a, ceva. El a trăit și a simțit altceva. Psalmii nu sunt inspirați din vreo idee a lui cu privire la răul pe care l-a făcut, ci psalmul este inspirat din trăirea răului pe care l-a făcut el altuia. A simțit lucrul acesta asupra ființei lui când l-a trimis la moarte pe Urie și când mai târziu a văzut pe fiul lui Absalom masacrat în felul acesta. Din trăirea acestui rău. E diferență mare. Și uh, la acest, într-o uh, situație de felul acesta, Mântuitorul nostru ne răspunde altfel. Din potrivă, deci, de, uh, cu toate că ar fi drept așa ceva, binele este altfel. Binele este diferit. Uh, trebuie biruit răul nu prin a, a face un alt rău, că asta, acest lucru mulțește răul. Că la un rău care s-au noi scos, acum avem doi și am mai scos și celuilalt. Bun. Uite cum putem face pe pământ să oprim, să rupem acest ciclu al răului care naște un alt rău și mai rău. Uite cum putem să oprim. Eu vă spun, nu vă împotriviți celui care vă face rău. Adică, în sensul că îi răspunzi cu același fel de rău. Nu faceți lucrul acesta. Ați multiplicat răul. Ați fost, ai fost transformat în asemănarea răului. Ai adus același fel de roade. Nu vă împotriviți, nu, nu faceți lucruri. Re Rezolvarea răului nu este prin a produce un alt rău, spune Mântuitorul nostru, ci dacă cineva ți-a dat o, o palmă peste obraz sau ți-a trimis o vorbă rea în lume, te-a negrit sau, indiferent ce s-a întâmplat, nu răspunde la fel, ci dacă te-a lovit peste obraz, te-a făcut de rușine... Te-a pictat cum nu ești, te-a pictat în cărbune, știți, ați, ați ascultat. Dacă ți-a întâmplat lucrul acesta, întoarce și pe celălalt. Întâlnește-l și într-o ocazie spune frate, poate fi și mai rău decât așa. Am avut ocazia să spun acest lucru unei persoane care uh, își cerea iertare după mult timp. Iartă-mă că am gândit așa și am spus, nu, nu ai gândit nimic nedrept, uh, lucrurile groaznice pe care le-ai spus puteau fi și mai groaznice dacă Dumnezeu ar lua mâna după un om. Un om eu sunt câinele acela care sunt în stare de așa mare rele dacă nu ar fi mâna lui Dumnezeu, dacă nu fac grelele acestea și nu le săvârșesc nici măcar în minte. Este pentru că mâna lui Dumnezeu e asupra mea. Dar altfel zic, nu, nu te, nu te scuza cu privire la, la mărimea acestui, rău. Și întoarce și obrazul celălalt. Vreau să zic că este chiar mai... Așa a zis Billy Sunday. Unii l-au amenințat că dacă nu te oprești cu ridicările tale și cu adunările tale, zice, noi o să te denunțăm pe prima pagină a unui ziar și el le-a spus, zice, fiți atenți când mă denunțați, căutați-mă pe mine să vedeți ce vă spun eu ca să aveți ce să scrieți acolo dacă, dacă tot vreți să faceți lucrul acesta. Întoarce și pe celălalt. Zi mai, mai mult. Cine vrea să se judece cu tine, să-ți ia, haina, lasă-i și cămaș. Lasă-i. Nu să-ți o ia el și lasă-i tu. Lasă-i. Uite, frate, luați mai mult decât atât. Nu, și nu te teme. Dumnezeu îți va da de în altă parte. Nu e cazul să ne jurăm că am văzut așa ceva cu ochii noștri, dar Dumnezeu îți va da în altă parte, sigur, în momentul în care ai împlinit cuvântul lui. Și dacă cineva te forțează într-o anumită situație să mergi cu el o milă, lasă că mergem amândouă, mergem mai departe, dincolo de ceea ce s-a întâmplat lucrul acesta. Tatăl tău care este în cerul, care vede în ascuns, în ascuns îți va răspăti. Aceasta este promisiunea. Cuvântul lui Dumnezeu continuă spunând lucrurile acestea până la acea culme a Evangheliei care zice în versetul 43, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău? Dar eu vă spun, nu numai să nu urâți pe vrăjmașul vostru, ci să iubiți, să binecuvântați, să vă rugați, să faceți bine, nu numai să suferi răul acesta. Și vreau să vă întreb din suflet, așa și într-o experiență personală, păstorește vreau să întreb lucrul acesta. Avem obiceiul să ne rugăm pentru oamenii care ne vorbesc de rău pe noi? Când auzi lucrul acesta, ce se întâmplă în suflet? Că imediat cum auzi o vorbă de asta, te indignează, te clocotește sau ai imediat impulsul și chemarea la rugăciune. Vrei să te faci sănătos? Vrei să fii bine? Roagă-te! Imediat ce ai auzit lucrul acesta. Și vreau să mergem chiar aici în versetul 44. Este colosal acest loc în Scripturi și înțelegem de ce Domnul ne-a cerut așa ceva. El vrea ca răul și cercul vicios al răului să se rupă aici. Eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Nu numai ei să nu fiți vrăjmași. Pozitiv, iubiți pe vrăjmașii voștri. Nu poți să-i spui cuiva în față, uite, de câte ori mă rog pentru familia mea, mă rog și pentru familia ta și nu poți să spui aceasta, dar practică lucrul acesta. Iubește pe vrăjmașul tău. Cineva care te percepe ca vrăjmaș, știi că nu ești. Și e problemă de timp până când se luminează cerul și bietul om zice, vai, cum am putut să fiu așa nebun să cred așa ceva. Nici o problemă. Toți suntem nebuni când unul, când altul și în grade diferite, vorba francezilor. Aceasta nu, este o, nu acesta este subiectul. Subiectul este lumina. S-a făcut lumină în cele din urmă. Iubește pe cel care te vrăjmășește, pe cel care te consideră vrăjmaș. Pe ce bază? Pe bază că știi faptul că tu nu ești vrăjmașul lui, el te percepe așa, dar tu nu ești uh, înaintea lui Dumnezeu, tu nu ai așa ceva în suflet. Și doi, scrie cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântă pe cel ce te blestemă. E curioasă, când auzi pe cineva, ce blesteme se pricep românii să spună, Oaie, sunt, nu, 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 nu e loc aici să facem să dăm câteva exemple. de ce sunt în stare unii oameni să creeze în domeniul imprecațiilor, a blestemelor de un fel sau altul. Nu, nu este cazul să dăm niște exemple în locul acesta, dar este cazul să vorbim despre reacția ta. Tu chiar vrei să fii fiul lui Dumnezeu? Chiar vrei să fii copilul lui Dumnezeu, fii atent! Când ai auzit că cineva. Te, a, te, urăște și ți este, te consideră de vrăjmaș, tu nu ai vrăjmaș. Nu, nu, nu. Tu ai decât prieten pe Dumnezeu și prieten cu toți oamenii care își trag viața de la Dumnezeu. Tu ești prieten în sufletul tău, așa cum Domnul a spus, voi sunteți prietenii mei. Tu ca și pe urmele lui. Vei ști că ai crezut lucrul ăsta când tu ai devenit și ești un adevărat prieten. Dar cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe, cerându-ne nouă ca reacția la blestem, să fie binecuvântarea. Ai prilejul și vorbește undeva de bine. Spune ceva frumos, pentru că este. Este. În orice viață, în orice viață, în orice ființă există, o cum a spus Iisus, partea cea bună. Este acolo. Vorbește despre lucrul acesta. Bine, fă, fă, fă o lucrare frumoasă și roagă-te pentru cel ce te urăște, dă-mi ocazia să fac un bine acestui om. Și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, poate că ești asuprit în familie, poate ești asuprit în biserică, ești asuprit pe stradă, ești asuprit la serviciu de un șef rău, de un om care ți-e frică să te mai duci la serviciu, n-ai mai vrea să te mai duci la trebuie, că -ai... dar ești asuprit. Reacția ta la asuprire nu este un răspuns asemănător, ci este unul care nu seamănă, zice mai degrabă, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. De câte ori simți acest lucru asupra ființei tale, reacția și răspunsul tău este acesta. Aceasta e definiția unui fiu al Tatălui vostru care este în ceruri și care face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste drepți și nedrepți. Dacă am crezut că acesta este Dumnezeu, așa trebuie să ne fie viața. Se poate face lucrul acesta. E diferență mare. Cel posedat de demon care era legat cu obezi și cu lanțuri, câteodată rupea lanțurile acestea. Îl legau înapoi. Că el rupea lanțurile, dar nu rupea păcatul din el sau starea demonică în care era el. Aceasta el nu putea să o rupă. Și îl legau iară cu alte lanțuri. Este una să încercăm prin puterile noastre să trăim acest lucru și este cu totul altceva ca a, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine acest fel de viață. Aici este marea diferență. Pe demonizatul acela care din Gadara nu l-a putut ține nimeni, e spaima lumii, ți era frică să ieși pe stradă dacă te întâlnești cu el sau copil, văd când s-a dus la școală. Sau... Da? Până nu l-a eliberat Domnul Hristos. Când l-a eliberat Domnul Hristos, era îmbrăcat sănătos la minte, a devenit un mare și bun predicator și misionar, o mărturie vie a ceea ce înseamnă eliberarea Domnului Hristos. Dacă vrei să fii fiul al Tatălui tău care este în ceruri, acesta este drumul. Întrebarea nu este dacă poți. Nu are rost să discutăm acest lucru și nu trebuie să fim fățarnici, să mutăm acum discuția. pe păi bine, dar cine poate să facă așa? Nimeni nu poate. Nu este niciunul, niciunul măcar, dar răspunsul știm acest lucru. Dar nu e totul. De asemenea este scris în Hristos pot totul. Și eu, care sunt cel mai neputincios în aceste domenii și care am reacția cea mai adversă la așa ceva, în el pot totul. Dacă vreți să fii fiu al tatălui vostru, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Asta este că nu poate cineva să fie desăvârșit fără tată, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar împreună cu mine, rămâneți în mine și veți aduce această roadă. Acesta este un cuvânt pe care îl promite Dumnezeu, nu omul, și de aceea, tată prea iubit, venim înaintea Ta și îți mulțumim mult de culmea înaltă la care ne chem Tu, Doamne, și prin care vrei să rupi acest lanț al răului din viața și ființa noastră, să ne eliberezi cu adevărat și să ne ajuți să eliberăm pe cel de lângă noi. Rămână harul Tău asupra vieții și ființei noastre și, Doamne, tot ce ai făcut pentru noi, pă și pentru aproapele nostru, în numele Domnului Isus. Amin.